Salut, sunt Ilie, astăzi eu sunt în România. Primul episod cu provocări nebuni îl voi începe în România, Rădăuți. Dacă ești fericit când începi seria cu provocări nebuni, atunci pune un like, neapărat distribui vlogul ăsta mai departe și neapărat să mă urmărești pe Instagram, linkul este în descriere. Dacă vrei provocarea ta să nimerească în episodul meu provocări nebune, atunci lasă o provocare nebună și interesantă în secția de comentarii. Și dacă mie să-mi plac, eu voi face provocarea ta și tu vei apărea în episodul meu cu provocări nebune. Să-i dăm bătaie. Prima provocare, Ilie, te provoc să intri îmbrăcat în bazin. Încet. Cine încep, sar, bombă. Vezi că mi-a scris să intru îmbrăcat. Nu mi-a spus sar. Trebuie să respect provocarea abonaților. Și apa e răși, știi, și intri și el. Băi, dai răși apa. Băi, dai, mă, crezi. Stai, dacă, băi. Aaaa, ești să-l ușui. Nu mai e. Aaaa, stai, nu mai e. Băi, răși, răși. Te deprinzi, dar cearele s-au încălzit. Aaaa, ce mă dai. Hai, slow motion. Ok, guys, am făcut prima provocare. Cam atât cu prima provocare, să trecem la a doua provocare. Următoarea provocare. Ilie, te provoc să te duci la McDrive cu roaba. Deci avem în spatele meu McDrive și în mașină avem roaba. Roaba este aici. Hai să facem comandă. Pune un like dacă îți place provocarea asta. Bună ziua! De fapt, bună seara! Alo! Dați-mi, vă rog! Dați-mi mai în față și nu vă lăsați! Dați-mi! Mai în față, nu mai în față, mai în spate, dați-mi! Bună seara! Așa, spune! Serios? Dați-mi, vă rog, un meniu McChicken! Da! Da! Atât? Da! Băi, dar putem să trecem în față cumva, știi, să ne așteptăm? Nu, stai pe alem, dar poți să-i luați mașini! Băi, dai, mă! Dacă vreți să mai fac episoade de genul cu provocări nebune, atunci puneți un like la episodul ăsta. La 20.000 de like-uri apare următorul episod cu provocări nebune. Bună seara! Dar dă-mi mai aproape și-o unde să chem. Cât trebuie? 18 lei. Chiar cu roaba, serios? Da, serios, venim de la muncă, vedeți? Lucrăm aici. Hop! Aici, aici, aici. Dicu, uai, Diamond! Bravo, Demra! Și chiar vine o notificare! Ține-mă așa! Let's go! Vrem comandă! Da, salut! Stai, Alex, dau geamul jos! Da, mersi mult! Mersi mult! Seară faină! Pa, pa! Mersi mult! La party! Uai, la party! Calcă, mă! Uai, vii, bă, calcă! Nicu, na. Următoarea provocare. Ilie, te provoc să te duci la oameni din parc și să ceri hârtie igienică, pentru că nu te șterzi la fund. Hai să facem și provocarea asta. Dar vezi ceva hârtie de cioc în buzunar? Am ceva din mate. Mersi. Poți să șterg fundul? Da, o, măria. Și... să șterg fundul, băi, am zis. Fundul? Fonduri. Când nu-l luai epilat, băi, nu-ți șterg fundul, să-l... Cârtii dificios să-mi șterg fundul, ai? A, ti scapă! Nu, m-am căcat și nu ne-am șters curul și trebuie. Merci. Scuze că te întreb, dar ai hârtie dificios, da? Hârtie dificios. N-am. T-am uitat să-mi șterg fundul. N-am. Ok, mersi mult. Da, prieteni tăi? Bună seara, scuze să-ți deranj. N-aveți hârtie dificios? Nu. Nu? Că am făcut treaba acasă și am uitat să-mi șterg fundul. De fapt, m-am grăbit. Că prietena spunea că se grăbește aici în parc și... Întreabă pe altcineva. Altcineva. Scuzați. Dar nu peste mine, du-te și tu, îmi vorbește acolo. Dacă îmi dai hârtie de ceau. Să da? Hârtie de ceau. Ai tu hârtie igienică? Igienică. Șarot, nu, dar tu nu ne-ai dat hârtie igienică. Trebuie când? Să dau hârtie igienică neapărat? Da, trebuie să ceri. Așa tremuri, ți-ai frig? Da. Nu, mă, ce emoționat, mi-e chiar pipuți. Cam ce ai zis? Poți, nu vrei să faci o poză? Dacă aveți hârtie igienică. Dacă chiar n-am, că m-am căutat, dacă am pe buzunar. Serios, ai umblat prin parc și ai căutat? Cine îmi dă un cerc cu bicicleta? Eu. Tu? Îți dau eu. Da, e gata, am târziu. Bă, dar care din față și care din spate? Băieți, așa o întrebare, te întreb pe tine, că pare mai căcăcios. N-ai hârtie igienică? Nu. Nu? Dar știi râs. De câte ori cicași pizza? În geantă, ia caut ceva acolo, un tricou ceva, să-mi dai. Că am făcut treaba acasă și m-am grăbit aici în parc și n-am reușit. Serios, n-am reușit să-mi șterg fundul. Așa, un val de... Nu, n-ați simțit? Un val de... Am de ce? Am mirosit-o. Ai reușit să miroși fundul, da? Am eu, am el. Ați vă uitați provocare? Da. Următoare provocare, Ilie, te provoc să chem pe cineva la o statuie și să se roage cu tine. Hai să facem și provocarea asta. Veniți ambele și tu venu ca de partea asta aici. Aici punte. Și pune mâna pe aceea și tu acolo și tu vine cu aici cu mine, așa, și hai să punem o rugăciune. Doamne Tată, repetați, Doamne Tată,
haideți cu mine, până aici, până la statuia asta, nu, nu departe. Vezi tu? Vino cu mine. Crise, da? Da, da. Închidem ochii, da? Și repetați pe mine, pune așa mâna, hai. Doamne Tată, da, tare repetați. Tot da, tot după mine. A, okay. Doamne Tată, Doamne Tată, te rog să ai grijă, ai grijă. Te rog să ai grijă. De viața noastră. De viața noastră. Binecuvântează-ne. Și dă-ne nouă harul tău. Nu, 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 cu accent. Harul tău, știi? Harul. Da, nu, nu, nu. Harul tău. Harul tău. Ha, nu, nu. Ha, ia vezi? Ha, ha. Harul tău. Harul. Da. Și așa. Acum continuă, eu o să repet după tine. Continuă, eu o să repet după tine. Acum tu. Ne rugăm pe rând. Bine, hai să ne rugăm mai departe. Te rog. Da, închide ochii. Nu te uita la mine. Okay. Da. Te rog. Să ai grijă de preamărețul Sfântul Ilie, Ilie's Vlogs, mai concret. Mai concret. Mai concret. Mai concret? Yes. De harul tău. De harul tău. Și tu, Cristi? De harul tău. Nu, de harul tău. De harul tău. Ok. Amin. Amin. Ok, mersi mult. Asta a fost o provocare. Aaaa, nu cred! Nu cred! Nu cred! Următoarea provocare, Ilie, te provoc să deschizi uși la mașini. Hai să facem și provocarea asta. Poți să mă dacă se deschide și... Spate? Nu, și? Se vede. Bă, da, tu faci mișto de vință? Nu, nu, se vede dacă se deschide. Cum să-ți deschizi? Deschide și vrei. Da, ok. Pleacă să-ți dau și mașină, pleacă ce-mi p***e. Dar aveți o soluție, la mine mașina când deschid ușa, pe scârțe. Scârțe. Pleacă mai p*** de aici, n-auzi? Pleacă-mi p*** de aici. Haide, vă dau capul de mașină, ești dracu de aici. Poftim? Du-te de aici cu dracul ăla de colega tău. Da, ne ducem. Vede drumul cât te pocnesc tu cu morți. E ora pe nos? Următoare provocare, te provoc să te duci într-un magazin cu o boxă dată la maxim cu muzică țigănească. Hai să facem și provocarea asta. Avem aici boxa, trebuie să căutăm magazinul acum. Când ați fi? Până la ce ori se poate asculta? Până la ora 10, dar nu în stilul ăsta. Deci eu nu sunt obligat să ascult muzica ție. Așa, okay. Ca să nu plăci amendă. Ok, bine, așa. Dar care e amenda dacă e ceva? Amenda este de la 2 la 10. A, dacă mergi pe stradă așa... Da, și de moment ce ți-am spus, cred că o să fie 10 dacă... 10 poate să fie. Ok, mersi mult. De ce e nevoie altul? Uite, zic așa, am dat pe tine, nu te cunosc. Da, muzică, cu muzică. Cânti cum eu asta. Na, nu meu cântă. Da. Mersi mult. Seară faină. Frumosule, am spus după 10 minute pui ce muzică vrei tu, da. Ca să nu chem echipa de intervenție. Uh-huh. După 10 minute? Da, că se închide după 10 minute. Ce se închide? Magazinul. Și nu spune tu mie atâtea frumos? Întrebări. Mâine să vin cu Abi Talent și să ne lămurim. Vino cu ce vrei tu. Cu Abi Talent. Vino cu ce vrei. E cel mai talentat persoană din România. Nu mă interesează. Ai, hai, văd că ai ceva, nu, ai ceva împotriva țiganilor, așa e? Urât. Urât din partea ta. Trăim în 2019, nu am trebuie. Spus orice melodie. Avem dreptul să ascultăm ce dorim. Frumosule, ți-am spus când ai venit aici, deci, am spus sărut, orice poate? Melodie. Îmi dai un sărut? Ți-am spus sau nu ți-am spus? Eu ce? Vorbesc frumos cu tine. A, pot să ascult melodii. Orice melodie, dar ușor. A, ok. A, muzică ușoară vrei, gen, nu țiganească. Volumul, tu ușor. Ceva rasism, înțelegi, cu țigania, nu-ți plac țiganii sau ce? Am țigar toată ziua aici, îi poftesc, este magazin, am spus muzica mai încet. Ora 21.30, pui ce muzică vrei, nu știu la ce volum. Următoarea provocare. Ilie, te provoc să te duci la un magazin și să întrebi dacă au plăcinte. În caz că au, zi, fu, nu-mi plac plăcintele. Hai să facem și provocarea asta. Aveți plăcinte? Cu brânză dulce, brânză sărată sau dovleacă. Da, aveți plăcinte? Da, alea. Fă, dar nu-mi plac plăcintele, fă, nu-mi plac. Dar ce plăcinte mai aveți? Ce mai aveți? Și vreau să știi că nu-mi plac tare plăcintele. Aveți plăcinte? Nu, alături la simingerie sunt plăcintele. Dar nu-mi plac plăcintele, nu știu ce, dar nu-mi plac. Pur și simplu, nu-mi plac. Altceva? N-aveți, un biscuit, ceva?
Adică plăcintele, nu știu, nu-mi plac. Am spus și acolo că nu-mi plac. Depinde de gustul fiecare. Nu, deloc, nu, deloc nu-mi place plăcintele. Deloc. Puteți transmite că nu-mi plac. Mă numesc Ilie, okay. Ioana, da? Să-i spuneți că nu-mi plac plăcintele, vă rog. Da, am să-i zici, vă rog, mersi mult. Cu plăcere. Poate dacă mâine trec pe aici, că eu deja trec des pe aici, știți? Da, da, da. Păi dacă mâine să trec pe aici, să știi că nu-mi plac plăcintele, știți? Da, da. Și cumva să le ascundă de la vitrină, da, sincer. Nu? Să le ascundă, măcar să le acopere cu ceva, știți, așa că... N-are cum. Deci depinde de gustul fiecare. Dar este alt drum pe încolo? Alt drum. Că nu vreau să văd plăcentele, nu-mi plac. Prin spate, acolo și prin spate. Da? Nu știu, se va vrea să spun că nu-mi place plăcentele. Da, da, da. Următoarea provocare. Ilie, du-te la o fată și zi: bună, azi iau interviu de la fete care nu și-au spălat puța 3 ani. Vezi reacția lor și după zi că ai venit să le ajuți. Hai să facem și provocarea asta. Azi vreau să iau interviu de la fete care nu s-a spălat pe puța 3 ani. Poți să iau? Azi vreau să iau interviu de la fete care nu s-a spălat pe puța 3 ani. Și am venit să vă ceva. Nu, no, nu. No. Da. Salut. Tot nu te-ai spălat? Nu. Tilor. Foc de video. Știi că eu vin după veci cu puța de spălat, știi? Azi vreau să iau interviu de la fete care nu s-a spălat pe meduză, pe puță, 3 ani. Astăzi vreau să iau interviu de la fete care nu s-a spălat pe puță, 3 ani. Ilie Vlogs? Ce? Ilie Vlogs? Nu. Nu? Nu. Chris no? Diamond. N-ai venit în locul bun, îmi pare rău. Nu, dacă ceva poți cumpăr săpun, să spăl, sau te-ai spălat? Nevoie. N-ai nevoie? Mulțumesc. Speli des sau așa? Uite, avem și... Următoarea provocare, Ilie, te provoc să iei o bandă depilatoare să o pui sub braț. Azi am fost în mall-ul din Suceava, am cumpărat niște bande depilatoare și hai să facem provocarea asta. Foarte mulți m-au avertizat că provocarea asta e cam nebună și noi asta și facem provocări nebune, dar m-au avertizat că să mă doară foarte mult. Livi mă filmează aici, o avem pe Lige, e doarme pe jos. El a zis. Lige, vin cu aia, hai să mă ajut, te rog frumos. Hai. Hai te rog, eu n-am stâmp, îți promit, n-am stâmp. Apropo, găsiți canalul lui Liviu în descriere sau aici undeva sus. Face un content foarte, foarte tare, așa că abonați-vă. Am lăsat puțin breton așa, că să avem ce depila. Dar chiar e dureros? Mhm. Mhm. Auzi, ce țin de mână, tată? Așa? Și mai pe spate, mai pe tot, așa, da? Gata, dacă lipești apă nu am încotro, așa-i? Da. Stai loc. Auzi, dar ține-l bine și ține puțin mâna pe pare. Băi, gata, tu mă sperii. Auzi, poate... Unde ai treci? Dar nu fă... E cam o sâmp. O, doare! Hai încă una. Trebuie să dăm jos tot bretonul ăsta. Trebuie să pești tare. Apasă tare, trebuie. Oi, gata, iar mă tem. Că asta am zâmțit-o. Ca fundul lui bebeluș, vezi? Am făcut și provocarea asta. Neapărat puneți un like la episodul ăsta. Ce, îți las suvenirul ăsta? Provocarea asta am filmat-o în casa unui fotograf. Instagram o să fie în descriere. Ai Instagram? Da. Am ajuns la hotel, am încercat să fac provocarea asta din nou, dar nu pentru episodul ăsta, așa. Pentru mine, că am păr pe piept și vreau să mă epilez. Eu ce folosesc chestia asta. Și azi am decis să mă epilez cu ceară. Uitați-vă ce s-a întâmplat. Uitați-vă și de roșu. Parcă e curul la maimuță, știi? Cam atât cu episodul ăsta, provocări nebune. Dacă v-a plăcut, neapărat puneți un like. La 20.000 de like-uri eu voi posta următorul episod cu provocări nebune, așa că puneți un like, distribuiți acest vlog mai departe. Urmăriți-mă pe Instagram, link-ul este în descriere. În descriere puteți să-i găsesc pe prietenii mei, să vă abonați la ei. Cu voi a fost Ilie și noi ne vedem curând. Ciao!